În 2020 s-a constatat agravarea situației privind violența în familie. Din cauza carantinei și restricțiilor impuse, victimele și agresorii petreceau mai mult timp împreună. Astfel, în 2020, în țara noastră, victime ale violenței domestice au fost peste 1400 de femei și 64 de bărbați. Astăzi vreau să vă prezint istoria Elenei, care an la rând a suportat bătăi și atitudine oribilă din partea soțului. Doar că soțul ei este de origine turcă, iar istoria Elenei vine ca o lecție pentru fiecare femeie care crede că viața e precum în serialele turcești. Venisem dintr-un practică, dacă știți, există la facultate de geografie, există practică pentru studenți. Și mi-a sunat o ferișoară de-a mea prin Skype și mi-a spus că vrea să îmi facă cunoștință cu o rudă, mai bine zis, a soțului ei. Verișoara mea locuiește, deci, în Turcia. La momentul ăla, eu eram o tipă de 20 de ani, care nu știam ce e viața și de unde să o luăm. L-am văzut pe bărbatul ăla. Eu am vorbit, cred că o secundă, două sau trei, nu mai țin minte, și am stins. La care verișoara mea a spus că vine să facem o vacanță la mine. Am vorbit cu părinții, părinții mi-au dat voie și am plecat în vacanță. Deci, aici începe istoria mea. În vacanță am plecat la verișoara mea. Bărbatul care am făcut cunoștință acolo este nepotul soțului verișoarei mele. Deci, el atunci avea 33 de ani, pare-mi-se, 33 de ani, eu aveam 20 de ani. Da, pentru că era o diferență între ani de 12 ani, țin minte și acum. Deci, mi-a făcut cunoștință cu familia lui, mi-a făcut cunoștință cu sora, cu absolut toți. Le-am plăcut la absolut toți. Țin minte că mi-a dat un inel de aur după două săptămâni de cunoștință, la care eu nu am înțeles care este faza până la urmă și verișoara mea a spus, peste o lună mi-a zis, când deja eram în Moldova, mi-a zis că el te-a cerut de căsătorie și tu vei fi soția lui. La care eu am rămas, stați puțin, unde? Eu nu am zis nimănui, da, adică fim serioși. E clar că am continuat chatting pe o rețea de socializare, am mai vorbit. La început m-a întrebat dacă am avut relații cu altcineva. Și am spus că da, atunci a spus că eu nu vreau să fiu cu tine, pentru mine femeia trebuie să fie fată mare, cum se spune la noi, virgină, da. I-am spus că este fix problema ta și atât. Peste vreo 3 zile mi-a scris că pentru el nu contează, pentru mine ești tu importantă, mi-a zis. Deci, aproximativ un an de zile a venit la mine acasă, a făcut cunoștință cu familia mea, deci ne-am căsătorit la noi în Strășeni, în țară. El a plecat înapoi, eu trebuia să-mi finisez studiile, mai rămăsese un an de finisarea studiilor, am spus că nu renunț la universitate, îmi termin universitatea și apoi mă mut în Turcia. Deci undeva în octombrie am făcut înscriere aici și în februarie am plecat eu în Turcia și am făcut nuntă în Turcia. Dădea atenție, parcă era mai diferit de unii bărbați de la noi din țară. Sau cred eu că nu eram unul lângă altul și doar cuvintele alea dulci și îngerași sau nu știu ce, îmi păreau că erau cele mai frumoase din toată și nu știu de ce, îmi păreau cele mai deosebite. La un moment dat eu nu vreau să mă căsătoresc, am spus că nu vreau să mă căsătoresc, la care verișoara mea mi-a zis că dacă tu nu te vei căsători, eu o să mă cert cu familia soțului, pentru că erau dintr-o familie. Și deci asta m-a decis să mă căsătoresc până la urmă. Deci am terminat studiile, m-am mutat în Turcia undeva pe 15 iunie 2015. M-am mutat în Turcia, țin minte că am plecat cu tatăl meu. Tatăl meu a stat cu mine două săptămâni. Nu am simțit nimic, era tatăl lângă mine. Era totul ok, fain, adică nu era nicio problemă. Până când tatăl meu a plecat. Și atunci am simțit că sunt departe de casă. Este o limbă nouă, cultură, tradiție, mâncare, eu nu puteam să mănânc mâncarea lor și multe alte chestii, care după o lună și ceva de locuit cu fostul meu soț, vreau să mă despart, am spus că vreau să divorțez.
la care, din nou, ei au așa o tradiție, când există vreo problemă, se adaugă toată familia. Vin toată familia și îți pun în cap absolut tot. Adică tu nu trebuie să salvezi căsnicia, trebuie să mai taci din gură, trebuie că tu ești femeie. Nu mă înțelegeam cu el. Eu nu cunoșteam limba foarte bine. Cunoșteam doar câteva cuvinte. El nu cunoștea engleza, că să vorbesc cu el în engleză sau română. Și mie mi-era foarte greu la început. Apoi am acceptat, am spus că cred că acesta nu este destinul meu. Zic, ok, o să încerc să mă acomodez cu regulile acestei țări. Deci, peste vreo 4 luni, cred că am rămas însărcinată cu primul copil. Din cauza că făceam sport, am avut o pierdere de copil și el atunci mi-a dat vina pe mine că eu sunt vinovată, că tu nu ai avut grijă de copilul nostru. El atunci a început să-și arăte puțin adevărata față, adică eu pot să fiu și mai strong sau mai hard, da, mai dur. Ok, e o pierdere a copilului, suntem sănătoși, mai vine unul de unul, nicio problemă. La care peste 2 luni am rămas însărcinată din nou cu copilul care acum am un copil de 5 ani, aproximativ. Deci, în timpul sarcinii am avut, cred că, cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Am avut parte de toată dragostea lui, am avut parte de, cred că, nu știu, orice femeie însărcinată și nu doar însărcinată, orice femeie și-ar dori să aibă parte de așa o atenție, dragoste, nu știu, să simți că iubești o persoană. Atunci am început să mă îndrăgostesc de el cu adevărat. Adică am început să simt cu adevărat că el este bărbatul care aș vrea să-i doresc un copil sau care aș vrea să fie tatăl copilului meu. Deci a trecut sarcina foarte bine, am născut un copil foarte minunat. Atunci când a apărut copilul, e clar că au apărut și problemele. Copilul, deci, eu eram singură, mama mea, tatăl meu nu era lângă mine, deci el era la servici, cu soacra mea nu vorbeam din cauza că ne-am certat că vrea să-mi comande puțin viața copilului meu, care eu nu i-am dat voie. Am spus că ăsta e copilul meu, copilul meu mi-l cresc singură, eu mi-l educ singură și eu știu ce trebuie să-i fac copilului meu. Nu a acceptat și undeva un an de zile nu a vorbit. Deci, în timpul când era copilul mic, absolut 24-24 eram cu el. La un moment dat, el, soțul mereu lucra, adică pleca la 9 dimineața, venea la 9-10 seara de la serviciu, mai pleca cu prietenii afară, eu mereu eram 24-24, lucram 24-24, puteai să zici. După vreo 4 luni undeva, gătise mâncare, pare mi se, da. El îmi vine acasă și spune că eu nu vreau să mănânc, că eu am mâncat. La care am spus eu cu un copil de 4-3 luni, care știți foarte bine că nu e foarte ușor, tu îmi vii acasă și îmi spui că mie nu mi-e foame. Dar eu am stat și cu copilul, am făcut și curat și încă și mâncați. Am făcut ție, că eu nu mănânc. Și îmi spui că eu nu vreau să mănânc. Vrei mănâncă tu, îmi spune. Cu așa o intonație foarte urâtă și am spus, mai mult nu-ți fac mâncare niciodată. Când vrei să mănânci, să mă suni. Și din ziua aia nu i-am mai făcut mâncare, doar când a sunat el. Într-atât eram foarte nervoasă, pentru că eram și cu copil mic și să-i mai fac călcat sau alte chestii de casă. Undeva copilul meu avea, cred că, 7-8 luni. El a început să se comporte foarte urât. El avea o zi în săptămână acasă, deci 6 zile lucra, o zi în săptămână era acasă. Și eu mereu îi spuneam, ziua aia să o petrecem noi în familie, adică eu, tu și copilul. La care el îmi spune că eu sunt obosit, eu am o zi în săptămână și vreau să mă odihnesc. Vrei? Ți-ai luat copilul și ai plecat și te-ai plimbat. Atunci am zis că ceva nu e ok, adică este copilul tău și eu sunt soția ta. Și așa stau în casă toată ziua. Adică eram încuiată cum ai pune o pasăre într-o cușcă, ai închide ușa și să stea acolo. Să ciripească cât vrea, să facă ce vrea, dar din cușca aia să nu iasă. Cam în felul ăsta eram eu. Nu aveam nicio problemă cu financiară din punctul ăsta de vedere. Dar nu îmi dădea mie bani, adică el asigura absolut tot. El știa câți bani există în casă, ce trebuie să fac cu ei, absolut tot. Eu nu știam absolut nimic. Eu nu știam unde pot să-mi plătesc lumina, de exemplu, sau să-mi încarc cu telefonul, sau eu mai știu eu. Eu plecam, cred că, până la market jos și iarăși sus. De exemplu, nu aveam voie să îmbrac rochii, fuste, shorts sau
ceva mai ori, unde să fiu mai decoltată sau... De aia acum îmbrac rochii mereu, pentru că nu-mi plac pantalonii, din cauza asta, cred. După ce se căsătoresc femeile, bărbații încep să le impună câteva reguli, nu te îmbraci așa, aici vor fi oameni ăștia sau mai știu cine și tu trebuie să arăți ca o femeie normală. De exemplu, eu mereu spuneam că poți să fii și într-o rochie scurtă, dar să arăți ca lady. Adică fii o lady, adică nu contează cât e de lungă sau scurtă rochia sau cât de decultată ești. Dar, din păcate, nu e la fel și la turci. Nu m-a impus să-mi schimb religia, am spus, când ne-am căsătorit, am spus nu mă lovești niciodată, promiți că nu mă lovești, nu-mi schimbi religia și ai grijă de mine. Din păcate, niciuna nu a făcut, doar nu m-a impus să-mi schimb religia, atât. După vreo 8 luni, 7 luni am spus, când copilul meu deja am plecat, înainte să plec în Moldova, când copilul meu avea 8 luni, el a început să se comporte foarte urât, doar cu strigături sau să vorbească foarte urât și nu înțelegeam ce se întâmplă. Plecase în Moldova și am spus că înapoi nu mă întorc. Atâta timp cât tu te vei comporta în felul următor, eu înapoi nu mă întorc. E clar, am plecat, părinții mei nu știau absolut nimic. Eu am spus că am venit în vizită doar. Adică am stat 2 luni, în timp de 2 luni el m-a vorbit frumos să vin înapoi, să mă întorc, cu totul se va schimba. Din păcate, când m-am reîntors înapoi în Turcia, a fost, cred că, bine o lună. După o lună sau două s-a început același. Dar mai un coșmar al vieții mele s-a început după luna aia. După cele 2 luni, mai bine zis. Eu am început să vreau mai multe, să vreau să ies, să vreau să lucrez, să vreau să am prieteni, eu nu aveam prieteni, să vreau ceva de la viață, nu să stau toată ziua în casă ca, nu știu, ok, am un copil mic, dar copilul are școală, poate să plece la școală, nu e nicio problemă. Și țin minte, era ziua mea de naștere pe 13 martie, mi-a făcut ziua de naștere, țin minte, și pe 17 martie el prima oară a strigat foarte tare la mine și a vrut să mă lovească și singur s-a oprit. Adică s-a oprit și eu am rămas șocată, adică de ce? Nu am înțeles la început. Peste o lună după ce s-a întâmplat, am plecat afară și am băut o cafea cu o prietenă. Când venisem acasă, el a rămas cu copilul o oră de vreme. Da, eram lângă casă, o cafea lângă casă era. Când am venit acasă, el nu i-a plăcut că eu am stat prea mult, o oră. Și m-a luat în bătăi. M-a bătut atât de mult, țin minte și acum, a fost prima bătaie din viața mea în care m-a lovit foarte mult după cap, cu telefonul. Telefonul meu l-a luat și m-a lovit foarte rău. S-a suit peste mine și a luat și o pernă și mi-a pus-o la față. Mi-a zis că mai mult să nu stai atât afară. Atunci nu am înțeles nimic ce s-a întâmplat. Eram... ce e asta? Nu înțelegeam ce se întâmplă. Mă gândeam la copilul meu care stătea pe pat în partea aia, doar asta. Pentru că copilul meu a văzut absolut tot. Copilul meu avea 1 an și jumătate, 1 an și 7 luni. Da. Și eu, a doua zi, el mi spune că eu nu te-am lovit. Eu nu țin minte să te lovit. Eu nu ți-am făcut nimic, asta a fost o criză de-a mea, dar eu nu ți-am făcut nimic, îmi spune. Zic, tu nu mi-ai făcut nimic. El îmi spune, nu ți-am făcut nimic. Eu nu țin minte absolut nimic, îmi spune. La care eu am rămas, nu știu, am rămas nedumerită ce s-a întâmplat, nu știam. A venit și, ok, s-a cerut scuze, am zis că mă scuzi, mai mult nu se va mai întâmpla, îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, noi avem un copil, nu trebuie să ne despărțim pentru treaba asta și mi-a promis că nu va mai face treaba asta. Dar, din păcate, nu s-a ținut de cuvânt și, e clar, după prima bătaie, niciodată nu i-am dat voie, am spus că niciodată nu te vei mai culca în patul meu sau nu te vei mai atinge de corpul meu. Și din ziua aia, țin minte, nu s-a atins niciodată, pe plan intim. Adică doar atât. Nu i-am dat voie niciodată. Am spus că tu m-ai lovit înseamnă că tu nu ai respect. Nu mă respecti. Cum vii să mă lovești, apoi vii să mă iubești. Nu, asta niciodată. Cum era o vorbă moldovenească, dacă te bate, te iubește sau cum? Nu, niciodată. Asta e doar o vorbă. Eu vreau mai multe, vreau să lucrez. Eu deja începusem să fac câteva lecții pentru cursuri pentru a deveni profesoară de engleză. Eu aveam cursurile seara la 6 sau 5, de exemplu, și învățam până la ora 9 seara. De la 6 sau 5, 9 seara stătea tatăl lui cu copilul și eu repede veneam acasă și luam copilul, de exemplu.
Adică încercam să îmi fac și o carieră și să am grijă de copilul meu. El asta nu prea i-a plăcut, de exemplu, că tu ce nu-ți ajunge, ce ai, zic, mie mi-ajunge, eu vreau să ies puțin, să am o prieten, să socializez. Nu sunt o persoană care stă doar în casă. Ok, am stat un an jumate, ok, destul, cred. Țin minte, eram în vizită la niște prieteni, sau mai bine zis, rude de-a lui. Cred că s-a servit ceva alcool, mie nu-mi place să servesc alcool, eu servesc foarte rar și foarte puțin. Nu-mi place absolut deloc. El a servit atunci seara tare, puțin, nu foarte mult. Și țin minte că ne-am început să ne certăm acolo și când am ieșit afară cu copilul, eram cu copilul meu în brață și el în stradă m-a lovit. În stradă. Oamenii se uitau și nu au făcut nimic. Absolut nimic. Eu am zis că aici poate să te omoare și nimeni nu se bagă. Adică un bărbat lovește o femeie în stradă cu un copil în brațe. Adică nu că eram singură, dar copilul meu era în brațe. Și am înțeles atunci că eu cu omul ăsta nu pot să-mi fac o viață. Adică eu trebuie să lupt pentru mine și pentru copilul meu. Apoi am început să lucrez la o școală, la o grădiniță privată de profesoară de engleză cu copii mici de la 3 ani până la 6 ani. Copilul meu l-a luat lângă mine, că acolo era creșă. Copilul era lângă mine, eu lucram dimineața până seara, veneam cu copilul, seara plecam cu copilul acasă. El era la serviciu, eu la serviciu, adică nu era... Dar eu am început să nu respir aer în casa aia. Eu mă simțeam mereu... Eu nu vreau să plec acasă. Eu vreau să stau mereu afară. Am dormit de foarte multe ori în parc. Dar plecam acasă, îmi lăsam copilul în casă cu el, ca să nu mă cert cu el și să nu mă lovească din nou. Era un parc lângă casă și mereu mă duceam în parc. De multe ori am dormit chiar în scara blocului, pentru că dacă ceva se întâmplă cu copilul, să fiu mai aproape. Mă lovea aproape în fiecare lună sau săptămână, țin minte, dar din ce în ce era mult mai agresiv. Adică odată m-a bătut într-atât de mult că m-a pus pe pat, a luat canapeaua și mi-a pus-o peste gură și s-a așezat peste ea și a spus că aici vei muri. Atât mi-a zis. Chiar nu aveam aer, îmi părea că o să mă sufoc, da. Am putut să ies cumva de sub canapeaua aia și am spus că tu nu ești sănătos. Eu pot să mor și copilul meu rămâne fără mamă. Și el a spus că mie mi-e tot una, pot să mor aici. Că nici apă nu să-ți dau peste față. Așa și mi-a spus. Apoi a început și mai violent, într-o zi s-a enervat nu știu pe ce, că eu venisem tot de la serviciu târziu, pare mi se aveam o adunare la școală și am venit mai târziu. Și tot am început să ne certăm pentru că eu am spus, spuneam că vreau să ne despărțim, că am obosit, că vreau să-mi iau aer, ori pleci tu, ori plec eu, ori ceva să se întâmple. El nu a acceptat și țin minte că a luat cuțitul din bucătărie și eu am văzut că a luat cuțitul și când am vrut să mă dau în urmă ca el să nu mă lovească, m-a înjunghiat aici în burtă. Nu a fost o rană foarte mare, dar e destul cât a făcut o rană în burtă. Da, sângeram și el nu avea niciun stres. Adică e ok. Mi-era frică și mi-era rușine. Nu că frică, dar rușine. Rușine pentru că ce va zice lumea, ce va zice mama sau ce va zice tata sau nu știu, asta mă gândeam. Era rușine, parcă, așa, simțeam. Părinții lui le-am spus puțin mai înainte. Țin minte, maica s-a a vorbit cu taică-su și a spus să vorbească ceva. E ok, taică-su a vorbit, dar nu s-a schimbat absolut nimic. Încă și mai rău a fost, adică până într-o zi, până eu i-am zis, ori pleci tu, ori plec eu. Trebuie să facem ceva, pentru că eu nu mai suport, eu nu am aer, eu vreau libertate. Eu vreau să simt că trăiesc, eu nu trăiesc. Eu trăiesc un coșmar în care nu mă trezesc, eu nu dormeam nopțile. Slăbeam, mă țin că am slăbit vreo 10 kg, că nu mâncam, nu dormeam, eram mereu sub stres, eram și la școală. Țin de când ceva se întâmpla cu mine, el suna la școală și spunea că Elena nu se simte bine astăzi, este la spital, a căzut sau altceva. Adică el nu a făcut nimic, adică eu nu plecam la școală din cauza lui. Eram cu spatele rupt și nu am mers la școală 3 zile, pentru că nu puteam să merg. Eu nu am mers 3 zile. Cred că când m-a lovit, m-a împins și am căzut pe podea.
Și când am căzut, mi-am format, adică mi-am rupt spatele. Și nu puteam să mă scol de jos, nu aveam, nu puteam deloc să mă scol, eu nu puteam merge. Atunci m-am speriat foarte mult, am zis că trebuie să mă scol și nu-mi simțeam picioarele, parcă, să merg. Dar toate astea, cel mai mult îmi pare rău pentru copilul meu, pentru că el a văzut absolut tot. Copilul meu nu a vorbit până 3 ani jumate din cauza lui. Copilul meu nu a vorbit din cauza pentru că avea frică în el, teamă. Atunci când am luat decizia să plec din casă, am găsit o casă unde am închiriat și am plecat cu copilul meu când el nu era acasă. El a plecat la lucru și am spus că eu astăzi nu lucrez, stau acasă, mi-am zis. El a plecat la lucru, eu am luat 2 genți, copilul în brațe și am plecat. Nu am luat absolut nimic din casă, doar 2 genți și copilul și m-am mutat. Și mai mult în casa aia nu am mai întors niciodată. El undeva, cred că vreo 4 luni, nu a dat niciun semn de viață. El a spus că oricum se va întoarce. Va cădea și se va întoarce la mine. Dar eu am spus că nu o să cad. O să mă ridic. Într-o seară fusesem la o zi de naștere la o prietenă și am venit pe la 2 de noapte. Am venit, da, să vii la 2 noapte nu e ok pentru ei. Și atunci el m-a lovit foarte urât, țin minte. M-a luat de gât de aici, țin minte, și m-a strâns foarte tare, că nu aveam mai, mă sufocam foarte tare. Și el mi-a spus că de aici nu mai scape astăzi. Aici ți este finalul. Și țin minte că eu, cum eram, fac sport și cum eram cu mâna și când m-am întors, i-am rupt nasul foarte tare. Am mers undeva jumătate de an cu nasul rupt din cauza mea. Și atunci am spus că eu mai mult nu stau aici. A doua zi dimineață i-am spus ori tu pleci, ori eu. Și el a spus că tu pleci. Mi-am luat și am plecat. Peste 2 zile am plecat. Atunci s-a oprit. I-am spus, tu m-ai lovit 2 ani, eu te-am lovit odată și a fost knockout. Am vrut să mă arunc copilul meu de la balcon de 2 ori. Și el, odată el m-a salvat, odată eu singură m-am gândit, am spus că nu e ok. Trebuie să trăiesc pentru copilul meu, copilul meu e mic. De ce ar trebui să iau viața unui pui de om care avea el la început? Eu trebuie să lupt pentru noi doi. El, cum a apărut el în viața mea, el pe mine m-a făcut să fiu puternică, pentru el am făcut ceea ce am făcut. Pentru el am luptat ca să ajung unde am ajuns acum. Pentru că copilul meu merită mai mult și eu la fel. Eu merit să fiu fericită și dacă o mamă este fericită, va fi și copilul fericit. Mereu am zis. Foarte des aveam gânduri de suicid pentru că nu vorbeam cu nimeni. Mi-era rușine să vorbesc cu cineva. Când am început să mă deschid, cred că atunci am început să înțeleg unele lucruri. Apoi m-am pus mai mult în sport, am început să fac yoga foarte mult, am început să citesc foarte mult. Mi-am luat 2 joburi ca să fiu ocupată mai mult, cred că. Să fac ceva doar să nu mă gândesc la rău sau să nu mă gândesc la urât sau mai știu eu. Da, le mulțumesc părinților mei că au fost lângă mine. Surorile mele mă sunau în fiecare zi. Puteau să vorbea și 3-4 ori pe zi, doar să vadă că eu sunt bine și nu fac ceva rău. Deja ei știau unele din situațiile care erau în viața mea. Telefonul meu era sub controlul lui. Adică dacă mă sunau prieteni, lui ei vine mesaj că cine m-a sunat, câte minute am vorbit, ce mesaj mi-a apărut sau toate astea. Adică el era numărul meu de telefon sub controlul lui. De exemplu, vorbeam cu prietena mea la telefon, el mă suna și îmi spunea cu cine ai vorbit la telefon. Spuneam cu cine, să vadă dacă eu spun corect sau nu. Dar el știa că eu am vorbit cu persoana aia. Eram sub un control, adică mereu controlată de el. Și atunci țin minte că m-a sunat un alt număr și lui i-a părut ciudat cine e numărul ăla. Era de la serviciu, un coleg de serviciu și nu a acceptat. Era coleg de serviciu, bărbat. Nu a acceptat toată treaba asta, e clar. Și țin minte că mi-a luat telefonul și a spus că mai mult nu ieși din casă. M-a lovit, a plecat la serviciu, venea iar de la serviciu, mă lovea, iar pleca la serviciu. Mi-a luat cheile, nu puteam să ies din casă, că am spus că eu vreau să divorțez de tine, nu mai pot. Și țin minte, mi-am sunat verișoara mea și am spus să vină să facă ceva ca să pot să ies din casă, la care ea mi-a spus că eu nu mă bag în familia ta, eu am familia mea și eu nu vreau să mă cert cu soțul meu. Și eu atunci am zis că sunt singură aici, nu am pe nimeni și trebuie să lupt. Și m-a ajutat un străin, țin minte, o altă prietenă româncă tot, e profesoară de engleză și ea. Ea m-a ajutat foarte mult în perioada aia.
Și am spus că mai bine pleci la un străin decât la o rudă. Cam așa. Odată ce am ieșit din casă, eu am dat deodată la divorț. Eu încă nu ieșeam din... De-aia și el m-a lovit ultima oară, din cauza că eu am dat la divorț. Eu am dat la divorț și el nu a crezut și s-a mai uitat odată pe fișă și el a zis că el nu va divorța niciodată și cine ești tu să divorțezi de mine? Tu nu ești nimeni. Tu nu ești nimeni și tu nu vei divorța. Și atunci el m-a lovit foarte urât și eu atunci am spus că eu gata, eu ies din casă. Din cauza divorțului am ieșit din casă. Da. Am dat la divorț, în divorț am spus că nu ne înțelegem, de aia vreau să divorțez. Am spus că vreau doar copilul și atâta tot, nu vreau nimic, bani, casă, nimic, absolut, doar copilul. Era doar începuse carantina dată și s-a lungit foarte mult. La prima înfățișare el a venit, i s-a părut că eu glumesc, că vreau să divorțez. I-am spus că nu, eu vreau să divorțez. El a început să spună că ea nu e o femeie bună, că este o mamă rea, că nu face aia, nu face aia altă. Adică a început foarte multe cuvinte asupra mea urâte. Care judecătorul m-a întrebat pe mine, tu de ce vrea să divorțezi? I-am spus că nu mă înțeleg cu el atât. Eu vreau să divorțez. Adică nu i-am spus ce s-a întâmplat, că m-a lovit sau că mai știu ce a făcut el. Absolut nimic. Aveam 3 videouri în care el mă lovea. Pentru că părinții mei nu mă credeau că el mă lovește, nici părinții lui. Și eu am avut 2 videouri în care eu le-am trimis părinților care ei să mă creadă. Și atunci au crezut când eu am trimis videourile date. Pentru că el pare un om foarte ok, n-ar da nici cu un pai, când te gândești așa. Și eu am spus, dacă tu nu îmi dai divorțul, eu arăt aceste videouri la instanță și trimit și la tine la serviciu, să vadă șeful tău. Și el așa mi-a dat divorțul în mână și copilul. La început nu comunica deloc. Un an de zile doar eu m-am uitat după copil, doar eu mi-am crescut copilul, nu am avut niciun ajutor. La moment, e foarte greu încă să ne înțelegem, dar eu încerc pentru copilul meu, pentru că este foarte atașat de tatăl lui. Și eu mereu i-am spus că tatăl tău este foarte bun, nu ai nicio problemă, nu trebuie să-l urăști sau... tu trebuie să fii mai aproape de el. Mereu i-a dat exemplu tatăl tău. Uite, el este tatăl tău și atâta tot. Și mereu i-am spus, uite, 2 zile în săptămână tu vei sta cu copilul, vrei tu sau nu vrei. Și atâta tot. Nu-mi da absolut nimic, dar 2 zile în săptămână îi vei da timp copilului tău. Pentru că un copil are nevoie și de tată și de mamă. Nu contează că sunt divorțați sau sunt împreună. Copilul are nevoie, mai ales când este și un bărbat, un băiat. El va crește un viitor bărbat. Un viitor bărbat trebuie să vadă un exemplu de la tatăl său. Copilul era mic când a văzut toate astea. Sper la un moment dat să nu-și aducă aminte, de exemplu. Chiar dacă știu sigur că asta nu va fi niciodată, de aia și îi dau posibilitatea ca el să înțeleagă, ca el să-i ofere dragoste copilului și copilul lui să ia un exemplu bun de la el. Pentru că copilul meu, la moment, ia un exemplu bun de la mine. Ok, eu sunt mamă, îi ofer absolut tot. Dar vreau să iei exemplu de la taică-su, dar să dea un exemplu bun, atât. A încercat și încearcă, mereu îmi spune că voi sunteți viața mea și eu fără voi nu pot să trăiesc, eu mă simt foarte rău, eu vreau să fiu din nou familie, dacă tu te întorci înapoi, eu îți ofer absolut tot, îți ofer banii, sunt toți la tine, ce mașină vrea aia luăm, ce casă vrea aia luăm, vrei vei lucra, vrei nu, unde vrei poți să pleci, în ce vrei poți să te îmbraci, nicio problemă, la care i-am zis, eu vreau doar libertate, atât, și eu mi-am luat-o, nu mi-o luat din nou, eu cu tine nu mai sunt liberă, eu nu te iubesc, tu ești doar tatăl copilului meu și așa vei rămâne, atât, mai mult niciodată nu va fi nimic între mine și el, tu suntem prieteni la moment, adică încercăm să fim prieteni, pentru că să fii prieten e foarte greu, încercăm să avem o relație stabilă, adică avem un copil, trebuie să părțim la egal absolut totul. El, copilul, are nevoie de mamă, are nevoie și de tată. În prezent locuiesc în Turcia, muncesc în Turcia, lucrez ca profesor de engleză. Am 2 joburi, sunt la o școală privată, un colegiu privat și un after school. Îmi place munca care eu o fac, desigur, cred că asta
îmi dă energie, nu știu, îmi dă o energie oarecare să lucrez cu copiii. Sunt profesor de engleză la clasele primare și sunt toți mici, nu știu, îmi dau așa o energie în fiecare zi. Apoi, de exemplu, after school am deja adulți, copii de peste 20 de ani, adică deja adulți. Acolo este și grup și e foarte minunat. Acolo iau toată energia care am pierdut toată ziua la clasele primare, de exemplu, da? Apoi am copilul meu care stăm amândoi, locuim amândoi, doar eu și el. După foarte mult timp am încercat să-mi refac viața, dar o luăm așa încet, adică pas cu pas, totul așa încet, adică după o experiență foarte urâtă din viața mea, după o căsătorie foarte urâtă, acum suflu și în cel mai rece iaurt din lume, cred că. Fetele care vor sau care fac cunoștință cu diferiți bărbați din musulmani, să spunem, pentru că ei sunt mai mulți, turci, arabi sau nu contează, trebuie să fie foarte atente, pentru că la început ei sunt foarte dulci, iubitori, îți dă și luna de pe cer dacă tu ai nevoie de ea, absolut tot, dar după când începe să plictisească, deja se schimbă foarte mult. Și nu sunt toți bărbații la fel. Eu nu zic că toți sunt, dar 70% din bărbații musulmani sunt, te văd pe tine ca o femeie, dar mai mult ca o masă, să zicem așa, ca o proprietate, da, tu ești a mea și atât. Și tu trebuie să faci ceea ce eu îți zic. Sunt foarte autoritari. Și până nu te trebuie să le arăți că tu ești mult mai puternic decât ei. Dacă tu te arăți mult mai slab decât ei, ei te bat așa în picioare cum vor ei. Îți duc ei viața, nu tu, dar ei îți duc viața unde vor ei. De aia tu trebuie să stai mereu cu capul în sus și mereu trebuie să fii, să ai principiul tău în viață. Eu vreau să muncesc, eu vreau să ies, eu vreau să am prieteni, eu vreau să mă îmbrac așa cum eu vreau. Adică tu nu o să-mi spui ce să fac și când să fac, la ce oră să vin sau la ce oră să plec. De-aia trebuie fetele să fie foarte atente când acceptă un bărbat din Turcia sau nu contează, din Turcia, eu zic că am o experiență în Turcia. Trebuie să fie foarte atente să măsoară de 100 de ori, să cântărească foarte bine ce au în fața lor și să fie atente, cred că doar atât, foarte atente. Să nu creadă în povești cu zmei, pentru că povestele cu zmei sau filmele astea turcești care le dau un exemplu atât de frumos că sunt așa de buni și totul e fain în Turcia. Nu, nu e totul fain. Este doar un film, să nu uităm. E doar un film și atât. Ok, acum ce urmează în viața mea? Urmează să... Mi-am adus copilul aici după 4 ani. Părinții mei l-au văzut după 4 ani de zile. Sunt foarte fericiți. Vreau să las câteva luni, cred că 2 sau 3, pentru a învăța limba română, pentru că nu știe limba română, din păcate, e vina mea. Sper, în timpul apropiat, sper ca eu să fac ceea ce mi-am propus, adică să ajung unde mi-am propus eu. Vreau să termin masterul în Turcia, dacă ar fi posibil, să-mi iau câteva certificate pentru a fi mai... în engleză mult mai ok decât sunt la moment, să am un serviciu stabil și poate cu timpul să-mi deschid o școală after school a mea. Doar în engleză, absolut nimic în turcă. În Turcia, e clar. Dar dacă o să am posibilitatea să mă mut în altă țară, oricând. Oricând în altă țară. Acum să spun că regret ce s-a întâmplat, nu pot să spun că am regret absolut tot. Regret doar faptul că a văzut fiul meu totul, dar ceea ce am trăit, da, a fost un coșmar, dar pot să spun doar atât, asta m-a făcut să fiu mai puternică, să merg cu capul în sus, niciodată în viața mea nu voi reveni la fostul meu soț, niciodată, poate să fie ultimul bărbat. Elena a trecut prin calvarul violenței domestice ca să înțeleagă că este puternică. Dar eu cred că femeile sunt mult mai puternice decât cred. Nimeni nu trebuie să fie bătut sau să îi se limiteze libertatea pentru a fi puternic într-un final. Violența domestică este un rău care nu trebuie tolerat. Dacă știți că o prietenă este bătută de partener, ajutați-o, scoteți-o din această relație. Dacă auziți că vecina țipă după ajutor, chemați poliția și amenințați agresorul. Nu vă faceți că nu auziți nimic și
că ceea ce se întâmplă peste perete nu vă privește. Violența în familie nu este viață privată, ci este o crimă. În descrierea acestui video vedeți o listă cu centrele la care puteți merge dacă sunteți victima a violenței domestice. Iar numărul afișat pe ecran este telefonul de încredere pentru victimele violenței. Femeilor, dar și bărbaților care trec prin violență în familie, le zic că aceasta nu este normal. Nu răbdați, după prima palmă vor mai urma și altele. Mă bate nu este egal cu mă iubește. Iubirea nu se manifestă prin pumni, ci prin grijă și respect.